Bună, fetelor, sunt Alexandra de la Alexa Makeup Beauty. Bine ați revenit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint o noutate. Ceva foarte drăguț. Mai exact, noua cutiuță, oh my god, de la Makeup Shop. Este o nouă cutie de tip Beauty Box în care se află câteva produse full size, dar și câteva miniaturi. Nu știu ce se află aici, este prima lor cutie de genul ăsta și sunt foarte, foarte, foarte curioasă, cred că și voi sunteți, să vedem ce se află în această cutiuță mare. Haideți să vedem! Ce drăguț! O desfac așa. Avem în primul rând aici o scrisoare de tip telegramă, care arată cam așa. Enjoy your OMG box from me to me. Așa, și aici se află pachetelul foarte frumos împachetat cu această etichetă cu oh my god și niște buze. O voi desface imediat. Haideți să vedem. E și milă. Arată tare drăguț. Așa. Arată cam așa. Conținutul cutiei. Let's see. Primele care mi-au sărit în ochi sunt aceste gene false de la Kiss. Se vede puțin lumina ring light-ului. Par niște gene dese. Nu par ele foarte, foarte drăguțe, dar voi vedea dacă îmi plac sau dacă le voi pune la un giveaway. Așa. Un alt produs este un spray de fixare de la Milani, nu l-am mai încercat, are 35 de mililitri și văd că are un finish mat. Interesant, este foarte bun oricând un spray de fixare. Se numește Milani Make It Last. Așa, haideți să vedem. Îmi trebuie forfecuța. Să vedem ce este aici. Este foarte bine împachetată. O paletă de la Boys and Berries. Save the date. Este noua lor paletă. Eu le-am pe celelalte pentru că mi-au plăcut foarte mult. Dar pe aceasta nouă nu aveam și mă bucur tare mult că am găsit-o în această cutie. Deci arată cam așa. Da, nu puteți să vedeți foarte bine. Așa. Haideți să vedem cum arată culorile. Îmi place și motto-ul lor este la această paletă. Este Yes, I do love makeup. Oh, yeah. Arată cam așa culorile. Foarte drăguțe și mega perfecte pentru această toamnă. Mega, mega, mega perfecte. Haideți să facem și un swatch, nu? Cred că sunteți curioase. Foarte mișto ca și textură. Încercat așa, nu știu. Vedeți cât vedeți? Ia, vreau să încerc și grenaua asta, care arată bine. Se potrivește și cu rochița mea. Așa, și mi se mai părea interesant și acest peachy. Haideți să-l încercăm. Foarte, foarte finuț. Wow, superb. M-am super murdărit. Deci această paletă, care este destul de scumpă, doar ea singură. Deci este o treabă bună. Stați un pic să mă șterg pe degete, că sunt plină de produse de machiaj. Așa. Văd că mai am aici un ruj de la Sleek. Nuanța este Shabby Chic. Este o nuanță foarte frumoasă și mega purtabilă și aceasta este un rozaliu, așa. Iar pe genul meu, mă bucur că mi-am picat această nuanță. Foarte frumoasă, de la Sleek. Și văd că mai am aici o mască de la Boys and Berries, Hello New Me.
tot în această cutie cu piersică, dacă nu mă înșel, nu? Peach, da? Yay! Super nice! Ador mirosul piersicilor, piersicuțelor. Așa, și apoi văd că mai am 3 mostre de la Lioel. Vi le arăt imediat. Arată cam așa. Haideți să o punem pe asta albă la mijloc. Cam așa. Sunt, cred că, niște BB cream-uri și un Secret Pore Rich Balm. Triple the Solution și Dolish Velvita. Velvita. Cam așa arată. Deci cam acestea sunt produsele pe care le-am găsit în cutiuța. Oh my god! De la Makeup Shop. Prima ediție a acestei cutiuțe, care conține această paletă, masca, spray-ul de fixare de la Milani, stați așa să văd cum le împart, rujul de la Sleek, Matte Me, genele false și 3 mostre de la Lioel, acestea 3. Deci cam acestea sunt produsele pe care le-am găsit în cutiuța Oh My God, de la The Makeup Shop. Este o cutiuță drăguță, a fost 99 de lei, nu cred că se mai găsește, au fost din câte am văzut doar 100 de bucăți pe stoc și deja azi am văzut mesajul că s-au epuizat toate cutiile. Ieri am dat comandă și azi a venit, deci totul s-a întâmplat mega repede și epuizarea a fost tot mega repede. Așa că bănuiesc că și-au dat seama că a avut succes cutia. Bănuiesc că vor mai lansa o cutiuță de genul acesta cât de curând, dacă nu chiar poate de Black Friday, I don't know. Și așa a venit. Așa au venit produsele în această super cutiuță. Cum vi se pare? Ați luat-o? Ce părere aveți? Sunt foarte curioasă să aflu în comentariile voastre dacă vi se pare că merită această cutiuță sau nu. Aștept comentariile voastre, vă super pup! Pa!